partea dreaptă. Îl are în față Perada, de această dată fundașul stâng al CFR-ului rezistă în duelul cu mijlocașul spaniol. Julio, o deschidere spre De Zerbi. Italianul a semnat pe 3 ani cu CFR după ce și-a reziliat contractul cu Napoli și a trecut și el în palmares titlul cu CFR în sezonul trecut. De fapt, tripla campionat, cupă și supercupă, o premieră în fotbalul românesc. Panin pentru Cristi Bud. Bud, greu de posedat pentru Peralta, această minge care îi revine lui De Zerbi. De Zerbi a încercat să scoată în 6 metri pentru Cristi Bud și este din nou lovitură de colț pentru CFR. Inspirate aceste modificări efectuate de Sorin Cârțu, De Zerbi și Bud au adus un, plus de incisivitate și în același timp de lumină în jocul CFR-ului în plan ofensiv. Acum Alcantara se înalță și faultează în atac. Iată preluarea elegantă a lui De Zerbi, care îl scoate ușor din joc pe Mendy. Deja președintele CFR-ului Iuliu Mureșan a plecat din tribuna oficială. Erau unele zvonuri că dacă CFR se împiedică de U în acest derby, există posibilitatea ca Mureșan să plece de la conducerea grupării din Gruia. Toate reacțiile după acest meci le aflați la Fanatic Show cu Horia Ivanovici și invitații săi, Narcis Răducan și Andrei Vochin. La ora 22 nu ratați o ediție explozivă Fanatic Show, în care invitatul special al lui Horia Ivanovici este Mihai Stoica. Lovitură de colț acum pentru Ucluj. Practic se ajunge foarte ușor de la o poartă la cealaltă. Se joacă cu garda jos. S-a trecut practic peste faza de construcție. Fiecare încearcă să dea lovitura de grație. Acum Peralta respinge de lângă Adrian Ionescu. Mendy recuperează. Păcurar, Păcurar spre Lemnaru. O lumânare înălțată de Panin. A recuperat Păcurar. Claudiu Niculescu pasă spre Lemnaru. A intervenit Cadu. Veloso, pasa lui De Zerbi spre Peralta. Păcurar a trimis neinspirat de carul lui U între doi colegi. Acum o pasă spre Julio, liber în partea dreaptă. Julio, De Zerbi, De Zerbi. Iată-l pe Sixto Peralta, lângă el este Abi Balde. Centrare în careu respinsă de către Ungurușan. Julio, Julio în duel cu Mendy. Senegalezul se ține tare și obține un out de poartă.
Gabi Voștină, Niculescu. Reprimește capitanul Șepcilor Roșii. Se întoarce de lângă Emil Dică și scoate lovitură liberă. Sunt genul de faze care îi convine de minune lui Claudiu Niculescu. Știe să scoată maximul din orice fază. A scos în prima repriză o lovitură liberă din care a deschis scorul. Acum tot el probabil va încerca să aducă fericirea printre cei 6.000 de fani ai lui U Cluj aflați astăzi pe stadionul Cetate din Alba Iulia. Va intra pe teren la U Cluj și Dănuț Munteanu, însă probabil după această lovitură liberă. Nu, acum se produce înlocuirea. Iese cu numărul 23 Peter Zviric și în locul său intră cu numărul 25 Dănuț Munteanu. Doi oameni de la U Cluj în zidul CFR-ului. Sunt acolo Panin Dică și De Zerbi. Niculescu încearcă să aducă trei puncte importante pentru Ce. Claudiu Niculescu, puțin peste poartă. Stăncioiu a simțit din nou emoții pe șira spinării la această nouă execuție fabuloasă a lui Claudiu Niculescu. Și-a pierdut mult din viteză, însă precizia execuțiilor este absolut remarcabilă la acest atacant de 34 de ani. Cu 144 de goluri în Liga 1, în 291 de meciuri. Din nou Claudiu Niculescu trimite în dreapta foarte bine pentru Delgado. Delgado la marginea careului, Delgado centrează pentru Lemnaru. Alcantara, pentru mai multă siguranță, a respins în corner. Aceste acțiuni dezechilibrante ale lui Delgado produc mereu stupoare în careul ceferist. Boștină, centrare pentru Lemnaru. Mingea l-a depășit cu puțin pe atacantul lui U Cluj. Pleacă pe contraatac Julio. Este deposedat ușor de Delgado. Delgado a ajuns în flancul stâng. Delgado l-are în față pe Panin. Centrează Delgado pentru Niculescu. Ce ocazie din nou pentru U Cluj. Niculescu acuză și o lovitură din partea lui Stăncioiu. S-au ciocnit cei doi jucători. Iată cum s-a desprins Claudiu Niculescu de lângă Alcantara. Însă a fost blocat de Stăncioiu. La U Cluj se pregătește să intre pe teren și Adrian Pița. A fost chemat de la încălzire de Marian Pană. Adrian Pița, omul care a dus calificarea lui 1 optimile Cupei României prin reușita sa contra Victoriei Brănești. Se
Lemnaru prinde această minge în margine, l-are în față pe Cadu. Lemnaru vine să-l blocheze și pe alta, centrează Lemnaru, iese Stănciu și reține. Adrian Piț are și o revanșă de luat față de CFR. Era în lotul Romei în 2008, atunci când Culio a realizat minunea de pe Olimpico prin dubla de senzație contra Gialorosilor. Delgado încearcă o trecere pe lângă Emil Dica, faultat însă spaniolul. În etapa viitoare, Ucluj va juca în deplasare cu Universitatea Craiova într-un meci transmis în direct de DigiSport, în timp ce CFR Cluj, după deplasarea de pe Olimpico împotriva Romei, va juca acasă contra celor de la FC Brașov. Iese Valentin Lemnaru și în locul său intră cu numărul 14, Adrian Piț. Claudiu Niculescu termină în teren acest derby contra celor de la CFR. Marian Pană știe că are nevoie de un executant de clasă al loviturilor libere, în speranța că Niculescu mai poate repeta execuția magistrală din prima repriză. Culio se întoarce de lângă Mendy, continuă Culio, o pasă spre Cristi Bud a lui De Zerbi. Italianul pur și simplu are o viziune a jocului impresionantă. Adrian Piț la prima atingere de balon cere mingea Claudiu Niculescu. Piț trimite în partea dreaptă, acolo unde alergă Delgado, ajunge la această minge. Spaniolul are în față pe Rada. Delgado, de această dată Rada nu a mai fost păcălit. Un fundaș stânga destul de rigid, Ionuț Rada, ca fundaș central s-a descurcat de minune, ca fundaș stânga a impresionat la debut contra lui Buzzer când a și marcat, însă în aceste dueluri 1-1 în viteză contra lui Delgado nu a avut nicio șansă. Delgado, o centrare respinsă de către Alcantara. Bud pentru Culio. Intrăm imediat în minutul 90, în continuare 1-1 în derbiul dintre Ucluj și CFR. Faultat Peralta, obține lovitură liberă. Fiecare echipă încearcă să dea lovitura decisivă rivalei. Culio bate lovitura liberă, însă neinspirat. Pentru CFR a început deja o serie de meciuri extrem de dificile. Vor fi 3 minute suplimentare pentru această parte secundă. Să vedem atacul lui Piț, șutul său blocat de Alcantara. Delgado spre același Adrian Piț. Se întoarce Piț, centrează însă peste Claudiu Niculescu. Exasperat noarul lui Dinamo. Acum Alex Păcurar întoarce la Gaston Mendy. Spuneam, pentru CFR a început o serie de meciuri extrem de dificile. Joacă săptămâna viitoare cu Roma în deplasare, apoi acasă cu FC Brașov, după care va evolua în deplasare cu Vaslui. Vor urma alte 3 meciuri tari cu Urziceni, Oțelul și Dinamo, plus meciurile din UEFA Champions League, acolo unde CFR va întâlni și pe Bayern München de 2 în decurs de 2 săptămâni. Culio încălcâi elegant spre Panin, centrarea acestuia însă iese în afara terenului. Nu uitați, la finalul acestei partide aveți Fanatic Show cu Horia Ivanovici, invitații săi.
Narcis Răducan și Andrei Vochin, iar la ora 22 o nouă ediție explozivă de Fanatic Show cu Mihai Stoica. Nu uitați de asemenea că derbiul etapei a noua din Liga 1 Bergambiră este la DigiSport sâmbătă la ora 16:30, Oțelul Galați Steaua. Tot duminică la 20:30 aveți Rapid Victoria Brănești. Sâmbătă două derbiuri din Premier League, Manchester City Chelsea și din seria Roma Inter. Și tot sâmbătă aveți și primul derby din campionatul Franței, în premieră la ora 23:40, Lyon-Saint-Étienne. De Zerbi levită pe păcurar, De Zerbi o pasă spre Panin. Nu mai ajunge la această minge fundașul drept al CFR-ului. Și Cluj va mai avea de așteptat cel puțin un an până la un nou succes în fața CFR-ului, însă Șepcile Roșii se mențin deasupra rivalilor din Cluj. Rămân 5 puncte între cele două echipe. CFR se afundă în partea a doua clasamentului. În acest moment CFR acumulează 9 puncte. Cluj are 14 puncte și o egalează pe Poli Timișoara. Așadar, Cluj CFR se încheie 1-1. Șepcile Roșii au deschis scorul în minutul 15 prin Claudiu Niculescu dintr-o execuție minunată din lovitură.